Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus punctul PI. Cu toții am fost martori în acest weekend negru la cea mai mare tragedie prin care a trecut România în ultimii foarte mulți ani. Din păcate, noi, buzoienii, mai avem o experiență foarte tragică. Este vorba despre accidentul de la Mihăilești. Iată că, de această dată, inclusiv accidentul de la Mihăilești a fost depășit în numărul de victime, în tragicul a ceea ce s-a întâmplat. Am trăit cu toții acest weekend, ne-am cutremurat la declarațiile celor care au fost martori acolo. Ne-am bucurat, pe de o parte, să vedem solidaritatea oamenilor. A fost momentul în care eu personal și oamenii din jurul meu am constatat că nu suntem chiar de piatră. Am constatat că cei pe care îi blamăm și îi hulim pe unde apucăm sunt și ei de calitate și mă refer aici la medici. Am constatat că și cei care fac parte din echipajele de intervenție au suflet și nu sunt de piatră. Am constatat că trăim într-o țară în care hârtiile, din păcate, formalitățile sunt mai presus decât viețile a zeci de tineri. Aș vrea să pot să spun 30 de tineri, însă, din păcate și potrivit prognosticelor medicilor, nu se vor opri aici. Bilanțul victimelor nu se va opri aici. Am încercat astăzi să aflăm, noi, jurnaliștii Campus TV, am încercat să aflăm, raportându-ne la evenimentul de la Club Colectiv din București, am încercat să ne raportăm aici în plan local. Am făcut așa în redacție un tur virtual al cluburilor din Buzău, cele pe care le cunoaștem și noi, pentru că vă mărturisesc faptul că nu suntem mari consumatori de astfel de distracții. Și ne-am dat seama că sunt în Buzău cluburi în care, Doamne ferește, dacă se întâmplă așa ceva, toți, dacă apucă să iasă 10-20, dacă nu restul mor ca și cei de la Colectiv, pentru că sunt unele cu uși de fier, sunt unele care au o înălțime de 2 metri, sunt unele care obturează în fel și chip ieșirile. Și am încercat să stăm de vorbă cu pompierii, să vedem despre ce este vorba. Și în această după-amiază, în studioul Campus TV, va fi prezent și un pompier, însă după pauza publicitară. Până atunci, despre acest eveniment, despre cât de predispus ar fi Buzăul la o astfel de nenorocire, despre doi buzoieni, unul rănit grav în incendiul de la Colectiv și unul care a scăpat ca prin urechile acului de acest incendiu, despre solidaritatea oamenilor, despre toate aceste lucruri vom vorbi în această după-amiază cu colegul nostru Iulian Gavriluț, jurnalist la News Buzău și cel care de fiecare dată răspunde cu promptitudine invitației noastre, pentru că are foarte multe lucruri interesante de spus. Dincolo de faptul că are foarte multe lucruri interesante de spus, Iulian este un consumator al muzicii care era cântată în Club Colectiv noaptea de vineri. Este un om care poate, dacă timpul i-ar permite-o și familia, ar mai merge din când în când la un astfel de eveniment. Este omul care poate să ne spună, și prima mea întrebare în această după-amiază o să fie, dacă cumva, în momentul în care intră într-un astfel de club, caută a doua ieșire. Cred că niciunul dintre noi nu o facem. Până una alta, Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au murit mistuiți de flăcări și Dumnezeu să le dea putere celor care se luptă pentru viața lor și familiilor acestora. Iulian, bine ai revenit în studioul Campus TV. Preferam să fie una dintre emisiunile în care, eu știu, certam vreun ales local sau aduceam la cunoștință oamenilor de altă bazaconie întâmplată la nivelul municipiului Buzău. Din păcate, ni s-a demonstrat că vorba românească care spune nu-mi da Doamne cât pot duce este perfect adevărată. Ne-a dat Dumnezeu și vom vedea dacă chiar Dumnezeu ne-a dat Dumnezeu o mare palmă. Au murit, s-au stins, iată, 30 de tineri.
E un eveniment fără precedent în România. De la Revoluție încoace nu mi-aduc aminte să fie, exact așa cum spuneau și medicii care au intervenit acolo, de la Revoluție încoace nu mi-aduc aminte să ne fi confruntat cu o astfel de tragedie. A fost așa cum spunea Mihăileștiul la noi la Buzău, însă iată că a fost depășit Mihăileștiul. Cum ai văzut povestea asta? Bună seara și mulțumesc de invitație, condoleanțe familiilor și însănătoșire grabnică celor care sunt pe patul spitalelor. Da, înainte de a arunca cu piatra o anumită înverșunare sau din ignoranță, trebuie să ne oprim la faptul că acolo au murit niște tineri, au murit niște destine. Și dacă un proverb spunea că salvând o viață salvezi o lume întreagă, cu siguranță prin moartea atâtora au murit și atâtea lumi cel puțin. Este trist. Am văzut că de când s-a întâmplat până acum, toate televiziunile, toate canalele de știri abundă de tot felul de informații, unele fanteziste, altele, cum să spun, ironice, altele, dar cele mai multe pline de compasiune și de suferință. Eu vreau să vă spun că muzică rock și muzică în general mai scoasă din tipare să ascultă de când e lumea. Nu cred că poți să învinuiești un tânăr sau o formație sau un mod de manifestare prin simplu fapt că ascultă un gen pe care ție nu-ți place. Că se manifestă așa, mai tineret să nu uităm că tinerii ăștia sau modul ăsta de manifestare al tinerilor a fost principala scânteie sau foc de la Revoluție. Spunea părintele Galeriu că rockerii ăia pe care îi blamează toată lumea, ăia stăteau în genunchi și ziceau Tatăl nostru la un moment dat. Am văzut tineri care au ieșit vii și intrau din nou în foc. Și și-au salvat cel puțin 10 prieteni la un moment dat și i-au murit. Dacă nici asta nu este o formă de sacrificiu, dincolo de tot ce asculta el sau cum se îmbrăca sau cum era judecat de societate, atunci nu mai știu ce mai putem numi sacrificiu. Vreau să vă spun că am rămas impresionat și pozitiv și negativ. Vedeți dumneavoastră, în momente din astea cheie, momente din acestea grele, apăsătoare, se vede exact natura omului. Pentru că omul nu mai are timp la astfel de evenimente să judece și să stea liniștit, să contempleze, să dea o soluție. El atunci acționează din instinct. Mă întrebai dacă atunci când intru în cluburi, atunci când am timp să mă duc la concerte, dacă mă uit după o ieșire. Vreau să spun o chestie. Ca practicant de arte marțiale, întotdeauna când am intrat, n-am călcat pe mijloc. Am luat-o pe ocolite, am stat într-un colț mai retras, în spatele autobuzului, în spatele avionului sau dacă s-a putut, bineînțeles, ca să am o privire de ansamblu. Nu știu, așa am fost eu învățat. Așa, și în biserică, și peste tot. Deci așa am fost eu învățat. Să stau într-un loc, nu știu dacă mai ferit sau mai aproape de ieșirea de incendiu. Asta pe de o parte, ca să-ți răspund la întrebare. Dar vreau să-ți spun un lucru. Trăit pe pielea mea, la un anumit club din Buzău, s-a organizat o piesă de teatru pentru copii. N-am făcut rezervare cu 10 zile înainte, cu 15 zile. Am făcut cu câteva ore, că atunci am reușit să-mi aduc aminte de eveniment, sincer.
Bineînțeles că n-a mai fost loc. Și a zis, totuși, pentru copil mă duc. Nu poate să mai încapă un copil și eu alături, zic, mi-a venit greu să cred. Am intrat în clubul acela, era o mare de copii și de părinți. La telefon mi s-a răspuns că veniți, că veți sta pe la bar, copiii oricum se joacă, nu mai sunt locuri. Zic, ok. Totuși am venit, m-am dus. Dar am ieșit imediat. Înăuntru se fuma la greu. Deci la greu. I-am adus aminte patronului acelui local că sunt copii acolo și că nu se poate așa ceva și el mi-a răspuns în felul următor. Nu am ce să le fac. Unii să mai duc afară, fumează, dar 2-3. Restul vin înăuntru și împreună cu copiii. Imaginați-vă, Doamne ferește, dacă izbucnea în acel local, nu m-am uitat dacă are ieșiri de incendiu, dar totuși, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat fiind copii acolo. Mai ales că mai este o problemă. Noi copiem cam tot ce este rău și prost din Occident. În Occident există acele baruri, puburi, așa, unde sunt făcute din containere, din magazii, din fabrici, intrările fabricilor și sălile și așa mai departe. Și acolo tradiția este ca să nu pătrundă oricine și trage o ușă metalică, o vizetă ca la pușcărie, ca la celulă și așa mai departe. Noi, crezând că este cool sau marfă, cum zic ei, am copiat și în această modă, neștiind și ne ducându-ne cu mintea că acest lucru este tocmai o barieră, ceea ce s-a și întâmplat la colectiv în București, ne crezând că se pot întâmpla lucruri groaznice și n-ai pe unde ieși. Dar, din păcate, spuneai tu, Iulian, că noi avem prost obicei să copiem de afară. Exact. Din păcate, nu mergem până la capăt dacă tot vine vorba să copiem. Hai să copiem și sistemele lor de siguranță. Hai să copiem sistemele lor de stingere a incendiilor. Exact. Hai să-ți spun o chestie. Eu am fost în Statele Unite și am stat aproape un an. Pe lângă biserici erau clădiri, erau săli de mese unde se făceau și nunți, botezuri. Românii veneau acolo și dădeau bani pentru a se ține. Se închiriau ca și aici, localurile. Bun. Vreau să spun că la 10 jumătate, maxim 11, se încheia totul și nunta. Tot. Cum era la noi? Ați înțeles? Românii o mai țineau încă o vreo oră. Veneau poliția și amendau pe preot, pe parohie, pe nuntaș și la a treia abatere le închidea de tot localul. Deci nu mai puteau să-l deschidă. De tot. La noi vreau să știu și eu câte localuri îndeplinesc tot ce trebuie, cerințele, desfășurări unei astfel de concerte, de întâlniri, ce să plătește. Eu, și mai am o problemă. Nu știu dacă materiale inflamabile, neinflamabile, totuși, și asta este, cred că, poate și o problemă personală, poate sunt și la sentimentul unora dintre buzoieni. Eu stau aproape de unul dintre localurile care de ceva vreme se fac nunți și așa mai departe. Dom'le, pe la 1-2 noaptea când dormi, când poate tu nu ai chef de nunta lui ăla, da? Nu ai chef. Auzi bubuiturile ca la război, ca la revoluție de artificii și care ține tată, deci nu așa. Și am întrebat și eu primăria, l-am întrebat pe primarul Boșcodal, că știam că de la ISU, compartimentul de la primărie, se dau aprobările pentru... Și mi-a spus, nu se mai dau de la noi, se dau de la pompieri. O să vorbim în... Eu vreau să știu dacă există vreun specialist în momentul ăla când dă drumul la... Dacă respectă orele, nu mai zic de astea. Dacă... Și atunci... Da, o să abordăm și noi acest... Sunt multe, aspect. Multe, să știți. Foarte, foarte multe lucruri sunt de clarificat. Astăzi am întrebat la pompieri și ne-au spus că în primele 6 luni ale anului 2015 au fost făcute controle în cluburile din Buzău și au fost date amenzi în valoare de peste 400 de milioane în primele 6 luni. Instalații electrice neconforme, stingătoare lipsă sau expirate. Știi cum este, Mirela? E ca la școli. La începutul anului școlar nu se dau avize sanitare. Școlile tot funcționează. Da. Din deci păcate, este exact ca la școli. Nu-ți dă aviz de la pompier, dar tu toți... În cluburile din Buzău,
unul dintre băieții tăi e mare și frecventează astfel de cluburi, în care, sau ai avea curajul să-l lași cu inima deschisă în toate, garantând tu, după ce l-ai vizitat, nu. Că nu se va întâmpla ce s-a întâmplat la colectiv? Nu. Eu, printre picături, poate, nu știu, pentru o chestie de moment, m-am supărat pe unii patroni de la astfel de cluburi din Buzău. Și am făcut puțin mișto de ei la vremea aia, că nu puteam să fac altceva. Am semnalat, am nu știu ce, mai mult n-ai ce să faci. Vreau să spun că mulți dintre iubitorii genului ăsta de muzică, mă refer la rock, că eu în alte stiluri nu mă duc la manele sau la karaoke, nu, mulțumesc, nu. Deci, iubitorii și prietenii mei au început să se ia de mine să mă certe că ce am eu de zic așa ceva. Nu știu dacă, trebuie să așteptăm să se întâmple chestia asta. Nu știu dacă trebuie neapărat să aștepți sau să spui că în clubul meu nu că o să fiu atent, am un stingător, două aci și nu știu ce. Am rămas impresionat azi de dimineață, am auzit la radio, am rămas impresionată de un patron de club din București care a decis și a anunțat public că a decis să-și închidă el clubul pentru că în cazul unui astfel de incident, în clubul lui ar fi fost mai multe victime și a făcut public faptul că de ani de zile încearcă să ocolească legea și că locația respectivă nu corespunde din toate punctele de vedere. Omul înseamnă că a rămas marcat. Și deci, cum să spun noi, nu vrem să condamnăm și cred că nimeni nu trebuie să condamne acum toate cluburile și toate localurile. Haide că n-ai nu știu unde să ieși și trebuie să-i pui la zid. Dar uitați, mai sunt, cum ziceai de acel domn, n-am auzit de cazul ăsta, dar mai sunt care se trezesc. Dacă ne-am trezit cu toții la 30 de morți, eu cred că e cazul ca România să se trezească la 30 de morți. Din păcate, și o spun cu toată strângerea de inimă, o să vorbim de mai mulți morți, pentru că spuneau medicii la un moment dat că este critică perioada cuprinsă între 7 și 10 zile, pentru că atunci apar blocajele renale. Este teama lor cea mai mare. Suntem conștienți de faptul că sunt în stare critică mulți dintre ei și pentru că vorbim despre starea răniților, poate că buzoienii noștri nu știu, dar și noi avem un buzoian de 29 de ani, Cătălin Ilnitski se numește. Este un pasionat de fotografie care a fost prezent în clubul colectiv vineri seara și care este în stare critică la spital, este în comă indusă. Să ne rugăm pentru el și să sperăm că starea lui va evolua spre bine și că organismul lui este suficient de puternic cât să reziste. De asemenea, în presa locală de astăzi, și am stat și eu de vorbă cu un alt buzoian, este vorba despre un tânăr, Bogdan Tănase se numește, care a fost în clubul colectiv, a stat vreme de 5 melodii și a plecat cu câteva minute înainte de izbucnirea incendiului doar pentru că vroia să participe la un alt eveniment care se petrecea în regie. În momentul în care îmi povestea astăzi că în momentul în care a ajuns în regie, îl întrebau cei cu care s-a întâlnit acolo cum de mai trăiește. În prima fază el a crezut că e vreo glumă de Halloween și ulterior a aflat că a trecut efectiv pe lângă moarte. Într-una dintre fotografiile publicate în Opinia, dacă nu mă înșel, Bogdan era surprins foarte aproape de scenă, deci practic în inima clubului. Nici nu vreau să mă gândesc. Îți dai seama prin ce a trecut băiatul ăla și dacă conștientizează ce era cum ar trebui marcat. Cum ar trebui să se întrebe și să schimbe viața, adică eu l-am rugat astăzi să vină aici în studio, mi-a spus că și a cerut scuze și mi-a explicat frumos că nu poate. L-am rugat să aibă o intervenție telefonică la noi în emisiune, a zis că dacă poate o să ne contacteze el. Deci sunt convinsă că este extrem de marcat, se simțea din vocea lui. Iarăși ajung la Buzău și iarăși spun că de fiecare dată când se întâmplă o nenorocire în țara asta, trebuie să fie și Buzăul nostru implicat cu ceva. De când am auzit de eveniment, deja mă întrebam câți buzoieni sunt acolo. Știam și genul, știam și cum cântă respectiv, știam că ce priză
Am înțeles că trebuia să vină și la Buzău într-un concert. Da, 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 în decembrie. Deci aveau o priză extraordinară și chiar atunci m-am gândit, mai ales că intrarea a fost gratuită și m-am gândit că o să se ducă și studenții săraci și cei mai puțini și așa mai departe, toți iubitorii, și mă gândeam că trebuie să fie, bineînțeles, nu doream, adică nu ne doream, dar totuși da, ne-am obișnuit ca Buzăul să fie implicat. Cu, eu da, știu, suntem reprezentați. Îmi amintesc când s-a prăbușit un avion cu cetățeni francezi la bord. Te-am primit cu stupoare vestea că și o buzoia încă de-a noastră era. Violeta. Da, da, da. Era la bordul avionului. Deci ceva ne duce către partea asta neagră a morții, din păcate. Îmi povesteai la un moment dat, înainte de începutul emisiunii, cum că ai văzut un film da, în care moartea și alegea... Vedeți, noastră, momente din astea de cumpănă, mintea este foarte lucidă, aparent. Și se duce și încearcă să facă conexiuni. Și mi-am adus aminte de un film în care arătau toate mai multe personaje, viețile lor separate, nu se cunoșteau, nu se întâlnise de diferite profesii, din diferite locații și așa mai departe, care încet, încet au întâlnirea lor a fost să fie într-un avion. Dar fiecare cum își pregătea, unul se ducea la nu știu ce job, altul pur și simplu călătorea, nu mai călătorise niciodată până atunci. Și multe, multe. Mi-a adus aminte și de Violeta, mă rog, nu știu dacă... dar mi-aduc aminte, sunt lucruri care te anunță de înainte. Dacă ești foarte atent și nu ești prins cu de-ale vieții, să știi că unii sunt anunțați dinainte. Și nu mă refer la cele SMS-uri care se spune că le-ar fi primit unii ca să iasă afară din club, că vezi, Doamne, o să ardă. Aici poliția trebuie să vadă care este adevărul. Mă refer la altfel de premoniții. Violeta i-a dat un ceas de ziua tatălui și un ceas scump, că își permitea fata. Iar în momentul în care s-a prăbușit avionul pe la 20 ceva, parcă, ceasul i-a stat. Al taicăsu din țară, din România, de la țară, dar era undeva... Și i-a stat pur și simplu la ora aia. Da, și sunt lucruri care... L-a dus la mecanic, acela... Ca și ați văzut că sunt mulți din clubul ăsta care au murit, care tot felul de mesaje... Și tot felul de postări pe pagina tot felul, de înainte de concert, da, da, du-te, da, arde, fă, și... nu știu ce... Dumnezeu știe. Am rămas uimită de solidaritatea oamenilor. Da, asta a fost al doilea lucru. Am rămas uimită de important. Timpul și modul de reacție al salvatorilor, medici, pompieri și așa mai departe. Sâmbătă, dacă nu mă înșel, am fost sunată de cel ce va veni în studioul Campus TV după pauza publicitară, de Vasile Prahoveanu, purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, care... printre altele îmi spunea, noi azi dimineața am fost și am donat sânge, deci ei fuseseră sâmbătă dimineață la centrul de transfuzii. Ulterior am înțeles că au fost și duminică parte din ei. Am rămas extrem de impresionată de o doamnă care a avut fica studentă în București și m-a sunat. Pentru că știa că eu cunosc tot felul de cazuri sociale și mi-a spus așa, am rămas uimită, impresionată și nu pot să-mi revin de ce am văzut acolo. Copilul meu putea să fie acolo. Motiv pentru care duminică dimineață m-am trezit, m-am îmbrăcat și am plecat la centrul de transfuzii și mi-am luat și bărbatul cu mine, chiar dacă el obișnuia duminica să meargă în talcioc. Am donat sânge pentru copiii ăia, alături de alți buzoieni, și am primit niște carnețele cu tichete de masă. Pe lângă faptul că a donat sânge și că a făcut un bine oamenilor de acolo, femeia asta mi-a spus așa, Mirela, te rog frumos, caută-mi o familie care să beneficieze de bonurile astea. Eu am ce să mănânc, eu vreau să le dau lor. Am rămas extraordinar de impresionată. Chiar mărturisesc că momentul ăla nu mi-a venit în cap pe cineva, dar... ce am constatat? Ne deschide sufletul o astfel de tragedie pe toate planurile. Adică, dincolo de binele făcut acolo, că ai donat sânge, tu vrei să faci mai mult. Cunosc și eu cazuri care
dacă îți stai de vorbă cu ele, rămâi impresionată. O fată a donat ani de zile la rând, nu știu la cât timp ai voie să mai donezi încă o dată, la două luni, trei, nu da, știu. Da, ceva exact de genul. Care spunea, eu n-am ce să dau la săraci. Deci nu am, efectiv, cât mă străduiesc, în afară de o pâine, nu am ce să dau. E, dar m-am hotărât. Că a zis, zic, ce trebuie să fac? Și s-a hotărât ca exact când are voie să doneze, să ducă mereu, să doneze mereu. Și la fel, nu avea nevoie de banii aia sau de bonuri. Că atunci să dea și bani pe vremuri. Da. Deci, efectiv, există, și eu am rămas și eu uimit, în afară de cei pe care eu nu agrez pozele când donez. Da. Vedeți, nu e puțin așa, știrbește parcă din imaginea aia și din fapta bună pe care vrei să o faci. Aia trebuie făcută în taină, să nu știe nimeni. Vreau să vă spun că mulți, foarte mulți colegi și prieteni, chiar și preoți, cu toate că s-a pornit o campanie antibiserică cu ocazia asta, chiar și ei știu, și cu familiile lor i-am văzut donând acolo și am vrut să le fac o poză și aici, te rog, nu face poză. Și că nu de altceva, dar nu vreau să mă știe doar Dumnezeu și așa mai departe. Asta înseamnă omenia, asta înseamnă suflet mare. Ai văzut cum neamul ăsta care toată lumea are ceva cu românul, când că fură, că e țigan, că e ultimul din lume, din Europa. Ați văzut cum au venit? Amărâția de că sunt amărâți la cât salariu iau de asistente și medici și pensionari, au venit de bună voie, n-au chemat nimeni. Ați văzut, eu am rămas tare impresionat. Eu vă spun, am avut de câteva ori copilul bolnav și m-am dus la urgențe, la spital, la pediatrie. Deci am zis că nu o să mai zic în viața mea ceva de multe dintre cadrele medicale de acolo. De ce? Un singur, imaginați-vă următorul. Cum suntem de obosiți după o zi de muncă, da? Imaginează-ți ca să vezi în jur de 200 de pe noapte de copii, că e singur pe tot județul. Să intri, după aia termin la 7-8 dimineața, să intri la serviciu din nou imediat. Și să ai răbdare să-i vezi pe fiecare, că unul vine bețiv, unul are impresia că nu este luat la rând. Imaginați-vă cum au făcut medicii aia, că au stat tot timpul atâtea zile în picioare, neplătiți. Și obligați să vadă toate nenorocirile de acolo. Avem un telespectator în telefon. Alo, bună ziua! Sărâna, doamna Mirela, vă salut, domnul Gabriluță. Bună ziua! Acum se vede cât de mare este sufletul românesc. Exact. De fapt, nu trebuia să întâmple așa ceva să se vadă. Dar noi, cei așa, care suntem oameni obișnuiți, simțim acest lucru. Și mai simțim foarte mulți momentul în care putem să facem o faptă bună. E bine, în momentul în care simțim acel lucru, să o facem, să nu fim comozi, să nu dăm vina pe timp, că n-avem timp, și să facem acea faptă bună. Să știți că eu am fost salvat de la acel incident care s-a întâmplat în 2014 în Madrid cu atentatul. Eu zilnic, la orele 8 și 10, eram în gara Atocea din Madrid, mergeam la servici. Dar cu o seară înainte, exact unde s-a întâmplat una din explozii. Cu o seară înainte, un coleg român m-a rugat dacă am doi români de-ai noștri care au nevoie de muncă, m-am trezit cu o oră și jumătate mai devreme ca să-i duc pe cei doi să muncească. Ați făcut o faptă bună. Exact. Am făcut o faptă bună, dar m-am salvat de mine, pe mine, de fapt. Eu puteam fi ori fără mână, fără un picior, sau poate chiar mort. Exact acolo stăteam zi de zi în locul respectiv. Da, să suntem avertizați, fiecare, să facem ceva bun și să nu evităm acest lucru. Asta am vrut să vă spun. Vă doresc o seară bună. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Da, mare dreptate are domnul Ivașcu.
O faptă bună ne poate salva pe noi înșine și în același timp să se ajute și pe cei care au nevoie. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vă reamintesc, începând cu a doua parte a emisiunii, alături de noi în studio, va fi și purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, cel pe care îl vom întreba despre aceste controle, când au fost făcute, ce măsuri s-au luat, ce urmăresc pompierii și ce vor urmări de acum încolo urmarea acestui incendiu, dar după o scurtă pauză publicitară.